spuneam că am folosit trucul making of-ului ca să îi așteptăm și pe cei întârziați de traficul primăriei Bucureștilor. De fapt, Tatăl Fantomă e așa, un fel de ciorbă încălzită acum. Filmul a fost pe ecrane, a avut un parcurs de public, zic eu, interesant. Spuneam Marcel Iureș că și making of că el se adresează unui public pe care eu de fapt nici nu-l cunosc cu adevărat și că o să-l descoper ulterior după ce vom pune filmul pe ecran și așa a fost și le mulțumesc și lor astăzi. Sunt aici foarte mulți prieteni al lui Bose și nu doar prieteni, și prieteni și mai ales iubița ai lui Bose. Există și profesori ai lui Bose și îl salut pe domnul profesor Carabăț și mulțumesc că a venit. Sunt onorat că sunteți aici. Nu am să mai repet numele decât în gând și mă bucur că-l văd pe Iacob aici, pe Iacob Paștina, nu știu unde e actorul meu preferat. Actorul meu preferat este și Marcel Iureș, într-adevăr, dar vorbeam de Iosif Paștina, care am înțeles că vine de la școală acum și pe care l-ați văzut în film. Barry Gifford este băiatul unui gangster din Chicago, din clanul Ziegel-Lansky. Numele vă spune pentru că sunteți mulți cinefili, e vorba de celebrul Bugsy Siegel. Și culmea că dintr-un interlop, dintr-un individ care se ascundea în hoteluri, pe cartea pe care poate ați avut ocazia să o vedeți, pe coperta a patra, se află o fotografie acestui bărbat carismatic, fotografiat în fața hotelului unde s-a născut, în Chicago, pentru că tatăl său, în general, stătea în hoteluri, fie în celebrul hotel Havana, unde se adăpostea și Al Capone, sau precum acesta din Chicago, unde i-am făcut o fotografie la premiera americană a filmului. Este un scriitor, după părerea mea, important, doar calicenia și zgârcenia ne-a făcut să edităm o carte foarte subțire, cu litere mici, ca să ieșim mai ieftin la tipar. Altfel, versiunea americană e mult mai groasă și impunătoare. Dar proza pe care o veți regăsi acolo este de bună calitate. Este și o formă literară pe care Barry o descrie. Se intitulează Shogetsu, versiunea japoneză, să zicem, în proză a haiku-ului. Deci o formă scurtă de proză în care, în amintiri fulgurante, autorul, care avea 13 ani atunci când tatăl lui murise, reconstituie portretul acestuia ulterior, bineînțeles, în viața adultă, aflând adevărul despre el, că era un gangster și așa mai departe, lucru prea puțin important, de fapt, pentru copilul care își iubește și își iubea și își caută neîncetat tatăl. O temă fundamentală lui Barry Gifford, scenaristul lui David Lynch, în care există un clivaj permanent între realitate și fantastic. Există un realism magic buțatian aproape uneori la Gifford, adică această transcendere între un plan aparent normal și un plan secund, nenatural, pe care îl regăsim de altfel ca stilistică la David Lynch și poate că e, dacă ar fi spus-o Barry, ar fi părut orgoliu, dar o spun eu, este foarte mult Barry Gifford în David Lynch, de fapt. Dacă veți citi povestirile scurte din Tatăl Fantomă, sper că vă veți convinge. Și acum am zis că vorbesc puțin.